Mulțumesc! 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 Și eu v-am promis că vă aduc discursul, v-am promis și mă țin de cuvânt, nu vreau să declar mai multe, dacă vreți să mă întrebați după aceea, cu mare plăcere. Este un discurs pur și simplu făcut de mine într-o săptămână, de mine, cu băiatul meu, care și cu familia mea, o familie senzațională, și pe această cale țin să le mulțumesc lor și jucătorilor. Pot să încep? Cred că e ceva inedit, dar ar trebui să fiți atenți. Eu unul m-am săturat să se vorbească doar de ei, să existe doar ei, să mănânce doar ei, să profite doar ei, chiar și atunci când nu merită. Acum vor banii din Champions League, dar după un sezon pe care l-au pierdut, pe care noi l-am câștigat, detașat, voi, adică jucătorii. Vorbesc de 3 titluri la rând. Acum mai avem 90 și ceva de minute să facem istorie. Știți de ce? Ei au câștigat campionate la rând în ultimii ani. Voi puteți câștiga azi 2 campionate în câteva luni. Hai să le stingem lumina în seara asta. Să fie liniște în vestiarul lor. Să se audă doar melodiile puse de Nico și bucuria noastră. Să-l sunăm pe Budi, să-i cântăm cine e pe primul loc. Să-i oferim o bucurie istorică omului care nu poate fi lângă noi. Să se bucure și cei care încă tac, dar care vor urla pentru noi dacă azi iese bine. Hai să schimbăm ordinea în fotbalul ăsta. Hai să ieșim măcar pentru o zi din colțurile de pagină cu care ne tratează toți. Să înceapă știrile cu voi. Pentru asta mai avem doar un meci. Ăsta din seara asta. Dacă urlăm de fericire în seara asta, nu mai contează mâine. Și nici vocile lor. Hai să mergem în Champions League. Noi, ăștia, ne băgați în seamă, dar cei mai buni. Am fost cei mai buni. Suntem cei mai buni. Mai vor o confirmare? Hai să le dăm în seara asta. Eu, Șumudică, nu vreau să ies în seara asta de pe teren cu bucuria lor în fața ochilor. Vreau să urlu cu fiecare dintre voi în brațe, ceea ce am și făcut, apoi cu toți la un loc, să plâng de bucurie și să-i văd triști pe ei. Nu merită să fie veseli după tot ce am făcut în campionatul ăsta. Știm toți, voi o știți cel mai bine. Hai să o terminăm în seara asta, să arate altfel dimineața de mâine, să fie duminica Astrei. Totul se joacă azi. Iese bine azi, nu mai pot să facă nimic. Ei pierd, noi câștigăm. Învigătorii iau tot. Și nu vreau să pierdem ce e al nostru, al vostru. Hai să ne luăm definitiv ce ne aparține de 26 de meciuri, locul întâi. Hai să nu râdă ei pentru ce am câștigat noi. Hai să le luăm ceea ce tot noi le-am dat anul trecut. Și vă aduceți bine aminte. Hai să le luăm și lor ce le-am luat celor de la SEA Târgu Mureș. Să plângă ăia care nu meritau să se bucure anul trecut. Deci dacă aveți nevoie de un editorialist la vreun asta, mă pregătesc. Cu vorbe simple, un om simplu, un om care a spus lucrurilor pe nume și asta am simțit. Țin să-mi felicit jucătorii, este victoria lor, vreau să trec în planul secund, nu vreau să fiu, să dau acum să vedeți că sunt cel mai modest sau ceva de lucru de genul ăsta, dar eu săptămâna asta am fost foarte liniștit, am dat dovada unui om plin de modestie, n-am spus că echipa mea este cea mai bună, nu vreau să-l atac pe Regenkampf, îl felicit pentru ceea ce a făcut după Rădoi, dar astăzi trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astra a meritat victoria. Astra a practicat un fotbal frumos, Astra a fost echipa căreia nu i-a fost frică și în asta la adăpostul celor 3 puncte. Din primul și până în ultimul minut am făcut un pressing ucigător, le-am pus probleme, nu cred că se așteptau. Ei credeau că sunt prea respectați în momentul de față. Iată că cei mai amărâți, cei mai slabi, cum eram numiți, cei care nu ne comparăm cu ei la nimic, la istorie, la tot, astăzi am făcut istorie. Le mulțumesc jucătorilor mei, sunt mândru de ei și astăzi cred că a răsărit în fotbalul românesc o nouă echipă, o echipă care merită mult mai mult respect din partea tuturor. Mulțumesc televiziunilor, mulțumesc tuturor celor care ne ajută din punct de vedere financiar și în primul rând televiziunile, fiindcă altfel n-am fi rezistat să ajungem acum unde suntem. Încă n-am realizat nimic,
Mai sunt 3 meciuri în care trebuie să facem 4 puncte. Sper să le facem. Jocul ne dă dreptul de a spera. Și, în schimb, astă seara, matematic, am ajuns în Champions League. Champions League, o premieră pentru fotbalul giurgiuvean, o premieră pentru clubul Astra, istorie, și sunt mândru că am participat la această campanie și în acest an. Îmi cer mii de scuze încă o dată pentru tot ceea ce am făcut prost în fotbalul românesc. Îmi cer scuze, fiindcă Șumudică are și defecte și nu pot fi un om perfect. Îmi cer scuze pentru episodul pariurilor, dar unde încă o dată spun că nu am avut niciun folos. Practic era un hobby care în anumite momente, în decursul unui an de zile, am jucat 16 evenimente, dar niciun folos. Și îmi cer mii de scuze, dar cred că fotbalul fără Șumudică, cu tot respectul, și vă știți că sunt un om modest, era mai sărac. Cu toate că, Biblie, câteodată sar calul. Îmi cer mii de scuze încă o dată și cred că astăzi plecați satisfăcuți de la acest joc care a apărut o echipă frumoasă în fotbalul românesc. E mult spus. Mai avem 3 meciuri grele. Jucăm la Târgu Mureș, jucăm la acasă cu Dinamo și jucăm la Pandurii. Dar și ei mai au 3 meciuri grele. Vom vedea ce se întâmplă până la sfârșit. Oricum, cu această victorie, cred că avem prima șansă. Și dacă la început am spus, fără niciun fel de ironie, că ei sunt principalii candidați și că noi avem 10-20% șanse, de data asta cred că ei mai au vreo 20% șanse în a lua titlu. Dar așa e în fotbal. Mingea e rotundă și cred că de data asta, fără să atac pe nimeni, și-a dat seama toți oamenii care înconjoară acest fenomen, ceea ce înseamnă Alibec în fotbalul românesc. Eu am rămas profund marcat când la sfârșitul meciului plângea în lacrimi și a vrut să demonstreze că este, cred că, cel mai bun atacant care îl are echipa României în momentul de față. Și ar fi o nedreptate să nu facă parte din echipa națională care va merge în Franța. Am văzut faze în care pur și simplu cărea câte 3 în spate. De mult fotbalul românesc n-a mai avut un astfel de atacant, gen puternic. O bucurie, să zic așa, măsurată. Jucătorii mai cu experiență făceau semn să ne oprim, fiindcă, v-am spus, n-am luat campionatul, dar avem șansa mare. În schimb, ne-am calificat în Champions League. Este un lucru extraordinar. Am pus iară o cărămidă la buget, datorită vouă. Datorită vouă și datorită jucătorilor, că vom termina cel puțin pe locul 2. Și înseamnă mult din banii de televiziune pentru un club în care patronul, știți foarte bine, e privat de libertate. Mă bucur că i-am făcut această bucurie și dânsului. Cred că ar fi normal că la meciul în care vom fi campioni să-i se dea măcar o permisie să fie alături de noi, fiindcă este și munca dânsului de atâta timp. Îi dedic această victorie lui, familiei, copilului și, nu în ultimul rând, familiei mele și suporterilor giurgiuveni, care astăzi chiar la un moment dat au fost împărțiți, așa, unii, nu știu de unde erau, unii ne înjurau, dar unii ne-au aplaudat și în anumite momente au acaparat, să zic așa, fondul sonor și au fost mai puternici decât ceilalți. Mulțumesc! Nu, e diferență mare. E diferență mare. Îmi place Klopp. Mi-aș dori să merg să văd o săptămână de pregătire. Am vorbit cu Mircea Lucescu ieri și l-am rugat să ajung la Simeone. Și Mircea Lucescu mi-a zis, de fapt, cred că sunt cam al doilea sau al treilea băiat după Dănuț Lupu, pe acolo sunt și eu trecut pe buletin. M-a format ca om, m-a format ca fotbalist și nu ascund că de foarte multe ori vorbesc cu dânsul. Și mi-a zis, ce să cauți tu la Simeone? Simeone, ok, are caracterul tău, dar tu ești un antrenor care nu te aperi, îți place să joci, îți place să faci pressing sus. Atletico se apără. Trebuie să găsim altă variantă. Și îți promit că îți voi vorbi cu cineva să te duci 10 zile, fiindcă toată lumea cred că trebuie să învețe în cariera asta. Niciodată nu ești atât de bine pregătit. Și îmi doresc ca, probabil când voi fi suspendat, să profit de acele luni de suspendare și să mă duc să văd câteva antrenamente la diferiți antrenori.
Îmi doresc din suflet. Am jucat cu Vasluiu și cred că am făcut o propagandă bună și atunci am fost la un pas să câștigăm la Fenerbahce, am fost egalați în minutul 91 pe, cum să zic, Giuseppe Meazza, dacă am jucat cu Inter, nu? Sau San Siro pentru Milan, pe Giuseppe Meazza. Am condus cu 2-1 și am fost aproape, am ratat până cele bani o ocazie să facem 3-1 să ne calificăm. Deci am făcut, cred că, un parcurs destul de bun. Am scos West Ham în Europa League. Cred că din punctul ăsta de vedere acest club, cel puțin acum cu mine, a avut un parcurs bun. Ar fi păcat să mi se ia această muncă. Să fiu suspendat pe plan intern, să fiu, dar nu cred că, fiindcă pe mine nu m-a suspendat nici FIFA, nici UEFA, pur și simplu tot a fost pe plan intern și cred că aș merita pentru munca asta de un an de zile care am făcut-o aici, măcar în competițiile europene să iau loc pe bancă alături de acești minunați jucători. Vreau să spun ceva. Folosiți cu încredere anticârcel. Serios vorbesc. Este un medicament care îl luăm. Sper din acest punct de vedere să crească și să-mi dea și mie acolo un comision, cei de la fabrica care o produc sau cei care produc, și sper ca la sfârșitul campionatului să spun cu ajutorul anticârcelului am ieșit campioni. Anticârcel, medicamentul campionilor. Sper să spun lucrul ăsta. Sunt rivalii mei de moarte. Sunt rivalii mei, nu pot să... Asta e, așa sunt crescut. Sunt crescut rapidist, de la 5 ani, de pe Republicii. Îmi plăcea să aud samba, să stau lângă geamgiu, lângă butelie, să cânt. Ăsta am fost. Și așa voi trăi și așa voi muri, probabil. Dumnezeu, nu știu, să mă ducă cât mai mult în viață, că n-am ce să... Le-am făcut pe toate în viața asta. Dar fotbalul mi-a dat tot și fără fotbal nu pot să trăiesc. Să spun așa ce a apărut astăzi într-un ziar sau pe un site, că eu am contactat un jucător de la Steaua, n-am numărul niciunui jucător, nici al lui Enachi, eu n-am numărul de telefon, nici să contactez... Poftim? Nu, știu, dar a fost așa înainte de meci ăsta, a vrut să se facă o vâlvă, l-am sunat pe Săpunarul imediat să-i spun, eu cu Săpunarul nu m-am văzut de 6 luni, fiindcă el a fost suspendat când am jucat aici, eu mie mi-a fost rău, am avut probleme cu inima, dacă faceți aminte, și nu m-am dus la turnul Severin când a fost meciul, nici eu nu m-am văzut cu Săpunarul de 6 luni de zile. Sunt niște aberații, niște lucruri, m-am întâlnit întâmplător cu Nistor, eram cu echipa în mall și el, ați văzut, că a plâns până toate ziarele, spunea că nu mai vrea să mai stea, abia aștept să termin, să fim liberi, și i-am zis, bă, dacă există varianta să rămân la Astra, poate în vară discutăm, atâta tot, dar doar lui Nistor, mai ales că îmi permite regulamentul atâta timp cât jucătorii sunt în ultimele 6 luni de contract. Dar eu n-am sunat, n-am făcut lucruri de genul ăsta și niciodată nu o să am nevoie de ajutorul nimănui pentru a câștiga ceva sau nu. Nu, că mi-e frică. Vreau să dorm liniștit cu capul pe pernă și nu. Ce fac, fac pe teren. O fac bine? Ok. Nu o fac bine? Ați văzut dumneavoastră, mă criticați. Astăzi este o zi în care mi-a ieșit tot. Și mulțumesc lui Dumnezeu. Cu ce? Da, oricine își dorește să cucerească un titlu de campion. Dar mai avem, vă spun, mai avem. Avem un meci, ați văzut ce înseamnă ASEA Târgu Mureș. Poate să bată pe oricine. Când vor, poate să întoarcă de la 3-1. Ne așteaptă un meci greu acolo. Noi le-am luat titlul când i-am bătut aici. Vă dați seama ce presiune va fi. Jucăm cu Dinamo acasă. Ați văzut, Dinamo trage să termine cât mai sus. I-am bătut 4-1 la ei. Cred că vor să-și ia revanșa și nu cred în toate prostiile care s-au scris, că la un moment dat s-au dat la o parte. Așa au făcut unii afirmații, dar consider că sunt nefondate și n-are rost să vorbim despre acest lucru, să vorbim mai mult de fotbal. Astăzi Astra a fost impecabilă. Da, că anul trecut i-am ajutat să ia titlul. Am întrebat și eu, că mai am prieteni în galerie, pe la Dinamo, și au făcut lucrul ăsta, fiindcă au spus că anul trecut i-am ajutat să ia titlul bătându-i pe cei de la Târgu Mureș. Nu o să fiu niciodată prietenul celor de la FCSB. Sunt dușmanii mei pe viață. Eu am vorbit cu el de 2 luni.
Nu am făcut nicio presiune, nu o să fac declarații în săptămâna asta, mai ales că mergem acolo, nu mă ocup cu ceva de genul ăsta. I-am spus că mi-ar face mare plăcere să lucrăm împreună, vom vedea ce se va întâmpla în vară. Până în vară, n-am ce să vă spun. Bine? Doamne ajută! Mulțumesc frumos! Am lăsat sacul aici și-i boss. L-am primit cadou. Nu, l-am primit cadou de la mama. După ce a reușit cu Andy Cârcel, să sape toată grădina.